mare plăcere să vă vorbesc despre volumul Nunta de Argint și despre semnificația lui. Majestatea sa și cu mine am împlinit 25 de ani de căsătorie la 21 septembrie. Dar volumul nostru dorește să aducă publicului cititor un context mai larg al acestei sărbători de familie. Drept pentru care am privit în urmă cu un secol și jumătate, atunci când dinastia română a fost fondată de Carol I și pecetluită ceva mai târziu, când suveranii Elisabeta, Carmen Silva și Carol I au sărbătorit prima nuntă de argint din familia noastră și din istoria regală a României. Ulterior, regele Ferdinand și regina Maria au sărbătorit și ei nunta de argint, iar această încununare a vieților de familie a venit ca o încununare a victoriei din primul război mondial a întregii națiuni, călăuzită și inspirată adesea de cuplul regal. Regele Mihai și regina Ana au sărbătorit și ei nunta lor de argint după decenii și de asemenea căsătoria lor, ca și celebrarea celor 25 de ani de după, au însemnat ceva pentru întreaga națiune în sens afectiv, în sens intelectual, în sens de tradiție. Drept pentru care cea de-a patra nuntă de argint sărbătorită în familia noastră și în Casa Regală a României se așează cumva în acest șir formidabil care este deopotrivă unul istoric și unul personal. De ce cred că pentru ziua de astăzi acest volum are o anumită însemnătate? Mai întâi pentru că trăim vremuri foarte dificile, poate nu tot atât de dificile pe cât le-a fost dat să trăiască predecesorilor noștri, dar în orice caz momente în care umanitatea are nevoie de un bun exemplu. De un exemplu de unitate în familie, de consolidare a ei, de un bun exemplu în ceea ce privește poziția în societate și slăvirea, slujirea mai degrabă, a unor principii pe care lumea democratică de astăzi începe să le uite. Loialitatea față de o cauză, grija față de aproape, generozitatea, implicarea în comunitate și nu doar în interesul personal sau al celor de lângă tine, spiritul civic, patriotismul, nu în ultimul rând patriotismul, o noțiune care în lumea amplă a democrațiilor lumii începe să fie ori ignorată, ori luată în derâdere. În anii aceia ai regelui Carol I și ai reginei Elisabeta, sfârșitul de secol XIX, nunta lor de argint a fost o consolidare a leadership-ului lor regal, a încrederii pe care românii o arătau în suveranii lor. Să nu uităm că în 1894, atunci când suveranii sărbătoreau nunta de argint, trecuserăm deja de războiul de independență, trecuserăm de anul proclamării Regatului României. Țara noastră avea deja bazele puse pentru o economie, pentru o apărare, pentru o educație, pentru un sistem de sănătate mult modernizate față de anii 1860, când principele Carol I a venit în țară. Așadar, în 1894, la doar 6 ani distanță de un nou secol, regele Carol I consolida prin căsătoria de argint, prin nunta de argint și un întreg legământ față de națiune. Se știe astăzi, după această pauză de
cinci decenii comuniste, cât de mult a însemnat prezența reginei Elisabeta Carmen Silva în România din punct de vedere social, din punct de vedere umanitar, din punct de vedere cultural și artistic. Și se poate spune că acești doi lideri, Carol și Elisabeta, foarte complementari, foarte diferiți între ei, s-au sprijinit unul pe altul, ducând în final la ceea ce știm că a dus România vremurilor regelui Carol, destinul nostru. În 1914, când regele se stingea, el lăsa de fapt în urmă o Românie cu bazele modernității ei puse. Când regele Ferdinand și regina Maria sărbătoreau la Iași nunta de argint, lucrurile arătau cu totul diferit. Era o Românie, pe de o parte, devastată de război și de prețul plătit în vieți de oameni, în sărăcie, în epuizare, atât fizică cât și psihologică, dar era și o încununare, fiindcă România a ieșit învingătoare din război, iar numai 3 ani mai târziu, în 1922, sărbătorea încoronarea de la Alba Iulia a regelui și reginei tuturor românilor. Așadar, acea nuntă de argint organizată cu greu la Iași, cu un fel de grijă de ziua de mâine, cu spaima a ceea ce o să se întâmple, cu schimbări majore în geopolitica Europei, schimbări care aveau să ne afecteze și viața noastră a celor veniți pe lume după încheierea celui de-al doilea război mondial. Toate acestea s-au văzut în sărbătoarea celor zile, care era deopotrivă una a familiei și a națiunii. În ceea ce privește nunta de argint a regiului Mihai și a reginei Ana, acolo lucrurile au stat încă și mai complicat, fiindcă eram în plin război rece. Regele plecase în 48, așa cum a declarat singur, cu moartea în suflet, iar familia pe care a clădit-o imediat după aceea, căsătorindu-se cu regina Ana, nu a făcut altceva decât să urmeze zi de zi, lună de lună, an de an, destinul general al continentului, împărțit în două, frustrat, lovit de urmările celui de-al doilea război mondial și fără speranță pentru ziua de mâine, cel puțin pentru o parte a continentului, cea în care ne găseam și noi, cei născuți după plecarea regelui. Așadar, în 1973, atunci când regele a fost obligat să-și sărbătorească nunta de argint în chip foarte modest, departe de țară, undeva în Germania, în sânul familiei sale, fiindcă Marele Duce de Baden, un apropiat văr, a oferit generos reședința lui pentru această sărbătoare de familie, unde au venit toate capetele încoronate europene în directă legătură de rudenie cu regele, acoperind practic aproape toate țările continentului și fiind la oaltă împreună într-un continent care avea încă această puternică traumă a faptului că era despărțit de o cortină de fier. Ani mai târziu, în 2021, anul acesta, nunta noastră de argint este și ea deopotrivă veselă și tristă. Veselă pentru că suntem fericiți să fim împreună după 25 de ani, care au coincis și cu perioada de după 1989, deci suntem împreună și în familia noastră, dar și în mijlocul națiunii noastre, și tristă pentru că sunt vremuri nespus de complicate, nu datorită problemelor medicale pe care COVID-ul le cauzează, ci și traumelor psihologice pe care fiecare dintre noi și fiecare familie, fiecare comunitate, de la cea mai mică până la cea mai mare, comunitatea unei națiuni întregi, suferă din cauza acestui pericol pe care l-am înțeles dificil sau încă nu l-am înțeles deloc și pe care nu știm foarte bine cum o să-l așezăm în viitorul nostru. Dar, desigur, o nuntă este și o sărbătoare de familie. Este o sărbătoare în care, alături de cei dragi,
fie ei rude, fie prieteni, colegi sau, eu știu, apropiați, oameni cu care conlucrăm, se pun împreună pentru a sărbători ceva legat de viața noastră, de partea aceea intimă și privată a fiecărui om, care, de fapt, e cea mai puternică legătură dintre două suflete. Și acesta a fost motivul pentru care, într-o vreme destul de dificilă, sărbătoarea noastră a fost cât se poate de restrânsă. N-am putut în aceste vremuri să facem o sărbătoare prea publică. Volumul acesta vine ca un fel de cărămidă fundamentală la o zidire, pe care o sperăm și majestatea sa și eu, de cât mai lungă durată, de cât mai mare soliditate și viziune și justă cumpănire, astfel încât tot efortul și munca pe care le-am depus noi în acești 25 de ani în folosul națiunii să însemne ceva, să lase o urmă mai departe. De aceea nu pot decât să mulțumesc tuturor celor care găzduiesc acest târg de carte online pentru generozitatea de a oferi loc titlului despre care am vorbit, și tuturor celor interesați de acest subiect le doresc o lectură plăcută și o vizionare plăcută, dacă pot să spun așa, fiindcă fotografia, atât cea de epocă, document, cât și cea contemporană, ocupă un loc important în volum, pe care unii îl numesc album. Așa că mulțumesc încă o dată tuturor celor care ascultați și sper să vă placă noua noastră încercare literară.